selectat încă din multe. Avem aici o domnișoară care a spus, chiar am văzut băi, câte doamne sunt care transacționează. În mare parte, majoritatea sunteți, de fapt, văd că sunt și mulți care sunt pe demo. Așa, de azi pe mâine, probabil, de asta și ați fost invitate. În mare parte sunt doamnele care transacționează pe real. Și vedeți că nu sunteți puține. Dar sunteți invitate cele care anul trecut nu au fost. Este cineva care a fost anul trecut? Am văzut trecut să fiu martie? Nu. Nu, toate sunteți mai nouți. Deci cam așa ați fost selectate. Nu vedem pe nimeni, da? Pentru că, a, doar Cristina. E mai veche la noi, mai cu experiență. Mă bucur să te vedem, Cristina. În mare parte, restul sunt noi. Așa că v-am selectat din multe. Să știți, comunitatea noastră din mine este destul de mare. Și este în creștere. Așa vă convingeți. Astăzi este o zi mai specială, pentru că nu este un masterclass tehnic, nu s-a auzit nicio strategie, dar poate foarte multe concluzii acolo care să vă libefați pentru voi. Poate niște semne de întrebare, poate niște, nu știu, întrebări care sunt în interior, dar oare eu pot, dar oare e pentru mine domeniul ăsta, oare e bine sau nu e bine, fac ce trebuie sau nu fac ce trebuie, că nu e așa întrebări de astea, majoritatea dintre noi. Și vreau să fiți foarte deschise, să discutăm, că nu o să vă dăm noi teorii. Am avut masterclass-ul, deci am să vă prezint și doamnele care sunt cu mine astăzi. Voi în mare parte le cunoașteți. Anul trecut, domnișoara Onese era și celălalt an, noi l-am dus împreună, deci ăsta e al treilea masterclass în 2019, da, era matru. Atunci am discutat despre femei de succes din Moldova, despre femeile din trading, ok, despre mai multe teme au fost abordate, dar în mare parte așa. Anul trecut am discutat despre femei la nivel internațional din trading. Zic, nu știu dacă se mai merită să mai discutăm despre asta, pun treaba lor și fac, nu știm că sunt o grămadă de femei de succes, da? Le citiți din cărți, le vedeți în anunțuri, inspirați-vă de unde vreți. Dar cel mai important și câțiunea, hai să facem și noi ceva. Că înțelegem că avem unii tinde, și sunt targetele destul de mari, hai să acționăm și să facem ceva. Deci vreau să dați întrebări, să fiți deschise, să fie ca o discuție azi între noi și să vă duceți de aici, cum am spus, niște notițe de fapt. Nu o să vedem, cred că muzica să închide, nu? Ca să nu să ne auzim mai bine, cred că nu. Poate și imaginea, că se reflectă. Pe față? Da. Aha, și nici nu se vede ce frumuseți acolo. Nu sunt memorizat la față, dacă se vedea să noi. Nu, că stau pixele și nu te pus focusa. Da, mai ales că nu avem nimic de proiectat. Cât e în capul nostru. Suntem foarte plini cu activități toată ziua. Asta alături de mine este domnișoara Elena, de la oficiul de Latru. Dacă sunt, nu știu, dacă sunt elevi care dau cunoașteți doamna Elena, domnișoara Elena, de fapt, ea la noi este plină de energie și de entuziasm. Am fost noi de mult la Hâncești la un seminar. De fapt, am fost invitați de Centrul de Tineret Hâncești și credeam că o să fie mi s-au spus de la 12 ani până la 30 și ceva. Bun, ne-am pregătit noi cu proiector, cu materiale frumoase, ne-am dus toți când acolo, copii, 8, 10, 12. Când a început o joară Elena să le povestească despre școală sovietică, despre ce se întâmplă. Ai zis că Elena, eu cred că nu știu eu de stătima așa cum ești. Domnișoara Elena când povestește, avea cum strigă. Așa că să ajung la toți. Probabil dacă sunteți mai câteva luni deja cu noi, atunci știți că ați mai fost la masterclass-uri. Când duce domnișoara Elena, așa, toată inima. Și traderii la fel, sunt puternici. Dar ascult tare. Ascultă, greșit. Elena este alături de noi deja de mai mult din an de zile, da? Când ai doi? Degrabă. Dar spuneam că de tranzacționare deja și mai mult. Și ești fica lui Iată manager. Predecesor, da. Voi știți când echipa noastră rămâne consultanți, traderii care sunt tot din traderii noștri, tot care noi creștem și atunci care au deja cât de cât experiență și dorință de a se dezvolta și de a împărtăși cunoștințe pe altcineva și să regăsesc, pentru că sunt doamne ca doamna Tatiana, de exemplu, ea pur și simplu a fost atrasă să rămână să vină în oficiu. Ea venea la oficiu des, deja tranzacționa, dar vrea aici, vrea să spun, vreau cu voi în echipă să fie. Și la cât suflet este interesat și energie, la fel, zic că nu, eu precis să fac parte din echipa noastră. Pentru că, da, este mamă, trei copii,
soț, casă, câini, psihici, câte acolo psihici aveți dumneavoastră? Până seara, îmi place. Trei psihici, trebuie și cont, fără ca să știe nimeni. Așa, ca să toți, să nu curge, cumva cu vreo păriere care nu trebuie. Și le reușește pe toate. Și în plus, s-a detașat de domeniul în care era, care ați lucrat, cât timp ați lucrat? 13 ani. 13 ani într-o companie și când au dat de double case, nu, eu vreau să schimb ceva, vreau să vin aici. Chiar dacă vă dați seama că pentru femei cu trei copii și încă trăiești în afara orașului, este complicat să faci rutina asta și să stăm, că suntem în oficiu de la 9 până la 8 seara. Și unii mai avem ședințele noastre interesante de seară, unde discutăm ce a fost pe piață și cine știe evenimente interesante au avut și ne mai reținem, dar aici este a doua casa noastră. Și scopul, toată ziua suntem întrebări, cum am spus, suntem destul de ocupați și acum tot n-am reușit să pregătim ceva foarte special pentru voi, o strategie. Vă întreb de fiecare dată la masterclass. Azi este despre noi, să discutăm, vă împărtășim din experiența noastră, dați întrebările voastre, ce vă frământă, să fie o discuție. Și să aflați și voi despre cum am ajuns noi în domeniu. Probabil despre mine cunoașteți, în mare parte, cine ne-am mai văzut, aproape cu toată lumea ne-am văzut. Și eu sunt în domeniu al 4-lea an. Dar astăzi vorbeam cu un domn care spunea că ei, dar nu e așa, de 2 ani de când tranzacționează. Zic, în domeniul nostru, știți cum, că o profesoară de clasă primare, fără, n-am nicio ofensă, dar dacă are 4 ani de experiență, ei, asta nu e nimic, o clasă o dus. Nu e mare experiență, acolo tot e muncă zi de zi. Însă în domeniul nostru, 2 ani de zile, asta este mult. Pentru că activitatea noastră presupune de a lua decizie, nu după grafic. Dar în orice moment, pentru că piața dictează și tu nu știi ce o să fie mâine dimineață sau ce o să fie mai în seară și trebuie creierat și nu o să fie tot timpul pe copres, tot timpul să fie pe fază. Aha, acum trebuie să fac asta, acum trebuie să intervin, acum deschid tranzacția, acum închid. Adică este necesar de a lua decizii instant, în orice situație. Adică, dați seama, creierul este un lucru continuu și de asta 2 ani de experiență, asta e mult. Voi cei care aveți câteva luni de tranzacționare pe real, de-aia vă spuneți că asta tot e mult. Nu, asta e puțin. E puțin pentru a spune că gata, ești profi. 10.000 de ore, da, trebuie ca să fii profesionist. Eu cred că de fiecare dată, în toată evoluția lucrurilor care sunt pe plan mondial, acolo ai de învățat și ai de învățat și ai de învățat. Da, este ceea ce se întâmplă la moment actual, pur și simplu tot asta ținează pe grafice. Practic, noi toți suntem un fel de vangă aici, prognozând viitorul, că nu știm ce o să fie, acolo foaie altă, dar noi cumva creierașul nostru ținează, fie că îți duc în sus sau îți duc în jos. Și atunci noi proiectăm deja viitorul în creierul nostru. Așa că asta e o calitate foarte puternică, tot timpul spun la lecție. Bine, și domnișorul Alesia astăzi la noi este din motiv nu prea vesel, dar ne bucurăm să o avem alături, chiar când am văzut-o, eram în oficiu și am retrăit mult până a ajuns. Am retrăit, nu-i corect, m-am făcut griji până am ajuns din Kiev în Moldova și când ieșeam de la baie și când am văzut-o, unica ce am vrut să fac asta e să o cuprind. Că ea este la moment, bun, este traderul nostru de mult timp, noi am început amândouă odată și cumva a venit timpul când jurnalistul a trebuit să plece în Kiev, a fost invitat acolo, foarte puțin, da, te-ai adaptat vreo lună, două ca manager, apoi, de fapt asta a fost și scopul. Să-i se oferă un oficiu din Kiev pentru a-l conduce. Pentru că experiența de la noi își lucrează intens la noi, interesant, în Moldova. Și acolo, Kiev, bun, fără nici... Și ești bravă, dar mai suntem mai bravă, da? Siguranță. Practic, în Moldova de conduce, sunt doar moldoveni cetățeni din Republica Moldova. Și asta este un motiv foarte bun pentru noi ca să ocupăm posturi de conduce. Pentru că nu fim conduce cineva, nu-ți conducem noi. Chiar și dacă este Ucraina, oricum noi suntem cu mult mai bravo. Da, da. Dar să învățăm ce înseamnă să facă când este mai economică să jucau, pentru că mă trece. Mă rog, depinde, nu? Că, ca companie, oricum, în Ucraina, oficiile au început a lucra din ce an? 2016. Cu un an mai târziu de 17. Deci au fost primul mai întâi. Și nu am luat două oficii. Și după care s-au început a deschide în Ucraina. Acum, în decembrie 2021, s-a deschis al 5-lea oficiu din Harkov, unde știți că acolo e cel mai grav, dar azi am avut
bună până acum, am glumit și am râs. Totul este bine, adică am avut o veste bună, oficiile sunt intacte, deci nu a fost. Pun, se bombardează pe la periferii, noi vedem cel mai strașnic la televizor de obicei. Cum când a fost eu în America, erau astea tornadele astea care aveau nume de fete. Și mi-e strașnic fața pământului, foarte numai de femeie. Asta bărbații se răzbun așa. Pentru că bărbații dau nume. Păi de ce bărbații indii cataloghează? Da, da, tot îmi vin minte astea că tu clizmele la trei fete pe nume de fete. Da, uragane, Aida. Da. Ce nu zic fete? Păi de mama aici în Moldova și vedea la televizor, ei țărmană o să vă slăbită în jumătate cât era de tău retrăită. Dar noi acolo ne dăm chiar vrem să băie ceva, mă dat nici un vânt pe afară. Mă rog, suntem în zone, adică tot e rebră, oficiile sunt ok, nu au fost afectate și oamenii sunt doar pe înapoi. Deci chiar m-am discutat cu cineva și discutat de rebră. Pur și simplu, mă rog, s-a zdruncinat un pic. Dacă ne întoarcem, toți doriți de lucru și toți să se șibească țara. Noi ne bucurăm să vă vedem frumoasă și cu zâmbetul pe buze. Știm că foarte mult se afectează situația care o avem la moment. Și vedem și femeile din Ucraina. Fetele, dar puteți să vă spun dacă vă îi spun mărcă să discutăm. Nu este un scaun? Nu trebuie un scaun. Cereți de la băieți. Domnul Tatiana, vedeți dacă e ceva de băieți pe versie. Unde? Știm că femeile acum au un rol tare important. Mă rog, sunt disnevoite să revină la rolul lor natural pe care l-au pur și simplu de a proteja copiii și de a păstra siguranța. Noi suntem mult foarte fericite, aș spune eu, ca perioada timpului în care trăim. Femeia are foarte multe drepturi. Noi nu suntem cumva mai jos decât bărbații nici cum. Avem toate drepturile, exact care le-au și ei, celeași posibilități le avem și noi. Nu știu dacă cineva este afectat și poate sunt încă discriminări în unele posturi, femeile nu au voie să ocupe unele funcții. Din ce vedem, cam peste tot femeile au acces. Vrei, măcar poți fi și președinte. Dar să-ți dorești asta, să vrei. Clar că nu este atât de... Dar ușor trebuie să muncești. Exact așa și în training. Nu este diferență la noi. Nu pot să spun la statistică, dar suntem 50 la 50, cred că, și bărbați și femei. Și ca cine tranzacționează mai bine, de multe ori am dat întrebarea asta, cine tranzacționează mai bine, bărbați sau femei? Dar noi avem diferite calități. Așa, bărbații sunt mai pragmatici, calculează mai exact, fetele au aranjat sticlele pe masă în formă de inimioară, din Iulian le aranjează în rând. Mie a fost mai ușor așa să nu mă. Clar. Ce înseamnă gândire de bărbat? Altfel gândesc. Dar și dacă clar că acolo predomină analiza și gândirea analitică destul de dezvoltată și matematic, știm și toate exact, mie mai au și intuiție. Și uneori ținem cont și de dânsa și în tranzacționare și de multe ori aș spune că ne ajută intuiția. Spuneți și voi dacă simțiți așa. Ajută. Așa că diferențe nu avem la acest capitol. Suntem tot. De ce? Dar alege femeile domeniul acesta de trading. Iarăși Olga a spus că este puțin câteva luni. Cât timp credeți că veți vrea să fiți trader? Nu, ceea ce eu mi-am deja am stabilit pentru mine, dar ceea ce vreau, mă refer că câteva luni puțin pentru a... Fiindcă de fiecare dată, adică eu, cel puțin eu personal, de fiecare dată tu descoperi ceva, tu mai descoperi ceva. A, dar uite, asta lucrează mai bine. A, dar pe instrumentul ăsta, asta e mai bine. Dar acolo, iată, dar de ce s-a oprit exact acolo? Dar de ce, dacă fac acolo, parcă nu-i nimeni. Dar aici, adică, sunt niște chestiuni pe care tu urmărind graficile zilnic, tu urmărind instrumentele, tu de fiecare dată descoperi. Mai e un stop loss, acolo în genere faci o analiză atât de amplă. Știi și bună, și când, și cum să mișcă, și faci, și când nu trebuie.
Da, absolut. Da. Adică pentru asta de asta spun că fi, inițial am pornit cu un bagaj de cunoștință. După care tot schimbi, adaptezi. Sau iarăși, dependență de persoană. Cuiva îi place o strategie, cuiva îi place un instrument, cuiva îi place acolo un indicator. Dar asta trebuie să le găsești, asta trebuie să încerci, să vezi, îl simți, ai nu, asta nu merge, că asta îmi place. Și de asta spun, asta mereu ești în căutare, în căutare, în căutare, adică... Te plicsești, mai zic că deschizi alte subiecte. Suntem toate îmbrăcate diferiți, da? Care este diversitate foarte mare și cu mâncarea la fel. Dar trebuie să încerci, dacă mă duci să cumpărați o haină, câte probați până când... Cineva din prima, care a intrat în magazin, pe ce eu a văzut, o mărime a potrivit, gata, am plecat. Cineva are nevoie să mă soare 100 până când alege. Exact așa, dependență de caracterul omului, se formează caracterul de trader. Noi toți suntem absolut diferite. Și pentru noi, ca oameni care lucrează cu traderi diferiți, pentru mine cel puțin e foarte interesant. Da, este stoarcem de energie, pentru că fiecare om vine cu background-ul și cu istoria lui și trebuie să automat să uiți de tot ce a fost până acum, știți, cu fost acolo în situația lui, pentru ca să-i fie de maxim ajutor. Și uneori trebuie să-ți concentrezi toate gândurile așa ca să poți să-l ajuți, să-ți dai seama, aha, dar unde e prelibit, dar poate să-i arăt strategia asta, cum a zis, în moment, strategie de pe aur. Cred că v-ar prinde bine asta, adică sunt mai toți diferite acte de cojoc. Că și iarăși. Numai, cum se cheamă costumul acela care împăratul era gol? Am uitat cum se spune în limba rusă. Nu știți, anecdotul mi-a spunea tata. Un rege nu mai știa ce să-și cumpere și a chemat curătorul și a zis că sunt patrisaie și costum. Sunt coș cel mai frumos costum. Asta a comandat toate materialele cele mai scumpe, cu tot felul de fire de aur și nu știu ce, și-l lăsa deoparte și l-a măsurat vreo 3 săptămâni. Nimic. Și la urmă îl scoate gol în fața mulțimii, v-a patrisaie și costum și așa și-a spus la tot și el gol a ieșit. Și toată lumea a zis, da, dar spune că un copil a spus că nu, Carol, și golul. Și tot s-a trezit din zis, adică uneori ne duce cu gândul. Și totuși, de ce alegem totuși? Pe noi ne unește ceva, toate suntem diferite, dar ne unește ceva. Nu toate femeile, astăzi vorbeam cu cineva, că bărbații sunt mai predispuși spre a face bani, asta este și o obligație lor, dar și cumva, mă rog, ceva natural, că sunt bărbați, trebuie să fac bani. Femeile nu că sunt mai puține, și ele sunt multe. Noi, de fapt, numai de astea și avem naturajul nostru. Vorbeam despre faptul că să ne alegem oamenii. De ce sunt așa de oameni, așa de mulți oameni slabi sau oameni, nu mai zic cum sunt, noi îi alegem. Și dacă, iarăși, un sfat important, că să ne detașăm de persoanele care ne încurcă și care nu ne ajută cu nimic în drumul nostru, în dezvoltarea noastră. Cel puțin pentru o perioadă. Și vezi cum te simți. Oare ți-e mai rău? Fără activitatea asta sau fără persoanele astea. Și atunci vezi, dacă îți lipsește, da, nu se merge să se întoarce înapoi, dacă nu, nu. Trebuie să ne înconjurăm la fel cu persoanele și nu ne merge, noi suntem norocoși, că de obicei avem aici naturalul nostru doar femei puternice și bărbați puternici, care caută ceva, care tot timpul vor să se dezvolte. Și atunci când ieși și te duci la un, cum vorbim, la un ghișeu bancar sau la într-un magazin și, de exemplu, dacă nu-mi place consultantul, îmi vinde, nici nu cumpăr, din principiu. Trebuie să mă convingă, trebuie să-mi vândă bine, atunci nu cumpăr, dacă nu, nici nu mă uit. Nici nu-mi trebuie, chiar dacă îmi trebuie un produs, nu cumpăr. Și când te duci și vezi care este atitudinea și ce fac de persoane, chiar mă semnă norocoasă că lucrez cu femei puternice. Asta ne unește pe noi, suntem mai motivate decât alte femei care se mulțumesc cu rolul lor de a fi pur și simplu femei, că tare asta este. Esențial, da? Să păstrăm armonia în familie, să formăm o familie, să creștem copii, să le oferim educație, siguranță, mâncare și asta este rolul esențial al unei femei. Să aducă frumosul, pe oriunde nu s-ar duce, zâmbetul ei să trezească alte zâmbete și să aducă lumină în ochii celor care se uită la ea, dar eu cred că noi putem și mult mai mult. Face. De asta, la momentul actual, femeile și-au mult mai multe obligații în zilele noastre și pot fi orice își doresc. Chiar orice își doresc. Și sunt apreciate, cu cât mai mult poți să facă, cu atât sunt mai apreciate. Și crește încrederea în sine,
și respectul celor din jur. Și asta iarăși crește nota. De ce nu? Dacă ne dorim. Da? Deci putem să facem orice. Ușor, Elena, cum motivați dumneavoastră doamnele? Sau ce credeți că le motivează pe doamne să devină grele? Eu cred că motivația totuși se găsește la fiecare în parte, este a sa, nu poate fi o motivație pentru toți. Cineva vrea să facă bani, spre exemplu, pune accentul pe bani, cineva pe creștere în carieră, cineva pe dezvoltare, cineva pe a încerca ceva nou. Dar eu desigur mă întâlnesc cu fraza aceasta, mai ales că persoanele vin la partea teoretică, vorbesc anume de femei, și spun, Elena, îmi pare atât interesant, dar știți, hai să vin eu invit pe soțul meu, pentru că ăsta e domeniul pentru tânsul, el acolo cu cifrele, cu nu știu mai ce, el mai sigur îți descurce. Dar mie îmi pare că eu nu o să mă descurc și eu nu am să mai vin. Aici eu, pur și simplu, le opresc și le spun, trageți aer, sincer, trageți aer și ascultați ce vă spun eu. Mereu femeile se simt în umbra unui bărbat. Asta chiar vine, nu știu, putem să spunem, de pe timpuri. Femeia trebuie să stea acasă, bărbatul trebuie să meargă la serviciu și până la urmă să aducă bani. Ea are grijă doar de copii și casă. Și chiar dacă noi nu avem limite, nu sunt limite, într-adevăr, dar numai gândirea aceasta e încă rămas de pe timpuri. Vrem noi aceasta sau nu vrem, în subconștient, este momentul ăsta. Păi oare cum totuși noi să ieșim din acest confort? Pentru că până la urmă este un confort. Și puteți chiar să vă puneți această întrebare. Mă simt eu bine că stau acasă? Sau totuși am nevoie de creștere? Vorbeam într-o zi cu un trader, o doamnă trader de-a meu. Și iată numai cu dânsa exact aceeași situație a fost. După a doua lecție la partea teoretică, îmi spune Elena, haideți, pot eu să-mi aduc soțul, că în principiu ăsta este domeniul lui. Zic, ok, a treia și a patra lecție, după care, evident, după test, noi telefonăm fiecare și le spunem care este rezultatul. Și ei îmi spune Elena, noi, știți, cred că noi o să mergem la curs de bază, o să mergem la individual, pentru că noi până la urmă vrem să ne dezvoltăm în domeniul ăsta, noi mai avem o afacere, avem un salon de frumusețe și mai vrem ceva nou, un domeniu care să nu fie afectat practic de nimic, pentru că nu, până la urmă, la partea teoretică, deja se face o imagine asupra domeniului dat. Și cred totuși o să mergem noi împreună, plus oamenii ocupați, mă rog, cu afacere pe îmbrăieția timp. Și graficul vreau să fie mai stabil, mai flexibil, să spun așa. Mai scurt vine ei totuși a doua zi și până la urmă vroia doar soțul să meargă. Soția spune, uite, eu sunt o persoană de artă, mie îmi place să frezez, mie îmi place ceva să cumpun, să nu știu, ceva artistic, dar el cu cifrele, el o să descurce. Zic, haideți să facem în felul următor, nu veniți mult timp. Măcar 3-4 lecții și dumneavoastră pe urmă singurii o spuneți că vreți continuați cursul ăsta mai departe. Și ea spune, nu, ok, hai să încercăm. Au venit împreună două lecții, dacă nu mă greșesc. Da, la două lecții au fost împreună și ea spune, știi, eu cred că mai mare dorința am să mă dezvolt în domeniul ăsta sau el. Atât de bine se potrivește pentru mine, pentru că am găsit anume domeniul cel unde eu nu trebuie să gândesc atât de mult. Da, asta sună un pic, sună un pic mai... Indicator. Noi am trecut pur și simplu trendurile, dar nu trebuie cât de gândit. Dar pur și simplu am plasat cum de sport vestit și atunci am strategie. Și cât pot să merg mai departe. Și ca voi să înțelegi, totuși până la finisarea cursului, ea era cu mult mai activă pe piață decât însuși soțul. Și eu mă convinc iarăși zi de zi că doamnele, ele în primul rând sunt mai calme, dacă să vorbim de o situație mai stresantă. Ele gândesc mai analitic. Eu acum nu fac nicio diferențiere dintre gen, pentru că, într-adevăr, suntem la egalitate. Doar vreau să înțelegem un moment că noi putem foarte ușor să ajungem la succes. E important aceasta să ne dorim. Cum eu am să vă întreb pe voi, vă pun totuși careva întrebări. Cum crezi? De ce totuși noi ne simțim în umbra unui bărbat? Pentru că pe Wall Street mai mulți sunt bărbați la cravată? Nu. Deci, probabil pentru că în esență femeie, adică nu raportez la toate femeile, dar în mare parte,
pun pe prim plan propriul cămin. Dacă acolo e bine, ele automat pot să dezvolte și pot, au și ele și impuls. Acasă e bine, gata, eu pot să mă duc mai departe, mult mai sus, pot să cresc mult mai mult. Dacă ai destabilizarea asta, atunci îți vine un pic mai greu. Eu așa văd. Poate nu te voi nu spuneți, dar cineva te demotivează. Când nu merităm, noi trebuie să stăm umbra bărbatului, de fapt. Dacă... Eu nu știu cum a spus și domnișoara Elena sau doamna Elena, din istorie vine asta că bărbatul este genul cel puternic. Și într-un fel, femeia nu că s-ar simți mai inferioară bărbatului, dar ar vrea să-i ofere această posibilitate, asta să creadă el, că el e mai puternic. Dar în sine ei, o femeie, eu cred că oricum face ceea ce își dorește. Și ajunge acolo unde își spune, chiar dacă îi dă impresia unui bărbat, că el e mai puternic. Face mult mai mult, dar îl face într-atâta scrave, da. El e așa. Să nu nu ia, dar el. Dar el nu înțelege, el e condus și era de drumul ea. Exact. Și un bărbat în sfatul unei femei, în spatele, cum spune proverbul, da? În spatele unui bărbat adevărat este o femeie puternică. Da, exact, exact. Așa că oricum noi îi influențăm puterea bărbatului, ne aparține și nouă. Deseori întâlnesc, într-adevăr, când femeia se mândrește cu bărbatul, într-un fel ea nu are nicio tangență cu domeniul lui, dar pe lângă asta, ea gestionează depozit VIP sau chiar mai mult de VIP. Și e practic bărbatul nici nu cunoaște. Am avut cazuri când iată tot familie, deseori se întâlnește când vine soțul, după care și-o duce soția, nu neapărat să pleacă împreună pe vederea, dar îi perântie. Poate vine soția după care să-și aducă soțul. Și ea deschide tranzacția la dânsul, la dânsa, după care intră și la dânsul, am avut așa în cazul că am un depozit mai mare și o să mai intre și vin instrumente mai volatile. Adică femeile, până la urmă, după ceea ce am observat eu în trading, sunt mult mai agile. Numai că, totuși, la unele sunt anumite bariere. Unele se mulțumesc cu ceea ce este. Chiar vorbeam într-o zi cu un trader și am spus, Elena, uite, la mine prietena, ea stă acasă, pentru că ei place asta. Și eu tot întreb, ea nu transacționează. Eu mereu, dacă aud cineva în familie transacționează, dar eu nu transacționează, dar de ce nu-i ales? Nu-i interesant? Și el spune, nu, iată, așa îi place ei, ea se simte ok, ea se simte bine. Și eu totuși până la urmă, sau că eu sunt așa dezvoltat, pentru că am crescut într-o familie de afaceri și pentru mine nu poate fi stabilitate. Eu nu caut stabilitate, dar caut tot una dezvoltare. Toate rezultatele să depindă de mine, pentru că eu știu dacă depun, spre exemplu, un efort, aștept rezultat, remunerare. Da. Dar sunt într-adevăr persoane care se mulțumesc. Dar totuși, care ar fi, cum am putea noi să le motivăm? Și sunt sigură că chiar și aici, în sala noastră, se găsesc femei care poate nu recunosc, dar lor le este bine, bine să stea acasă. Eu am să vă mai dau un exemplu. La fel, o domnișoară, trader, ea mai scurt de domeniu dat, aflat undeva, poate vreo 2-3 ani în urmă, dar din cauza că urma să plece peste următoare să stabilit acolo cu traiul, așa și nu mai aplicat la trading. Stând acasă, tot căuta pe internet, mă rog, acum trade e de ajuns, e forex, îți apare o listă foarte, foarte mare de informații. Și ea, în principiu, ne-a găsit pe Facebook, și a scris în Facebook și spune, uitați că eu sunt în Republica Moldova pe 2-3 zile, pot să vin la o mică întrevedere. Am organizat cu ea o mică întrevedere, ea a venit și îmi spune, eu mâine trebuie să plec, aș putea cumva să trec pregătirea aceasta online sau cum în general se poate de făcut. Evident că dânsa am organizat lecții online. Și după undeva 6-7 lecții de curs, i-am spune, știi cel mai mult ce m-a motivat? Faptul că eu pot stau acasă, nu fac nimic, nu merg undeva la serviciu, până la urmă ea și avea o doamnă care îi făcea treburile prin casă. Dar dimineața eu mă trezesc la orele 10, merg plajă, pentru că trăiești în Italia, cu 15 minute până la plajă. Și iau un șezlong și jumătate de oră privește market discussion, face o analiză a instrumentelor valutare, pentru că lucrează cu cotațiile valutare
și compară cu analizele altora, după care îți schimbi tranzacții. Este începătoare de asta și faci comparații, da, da, cu mai multe analize. Și iată așa îți schimbi tranzacții. Am închis calculatorul și caută de treabă. Seara a venit acasă, schimbi și se uită care tranzacții au fost în profit, care nu deja le media sau așteaptă după în profit. Adică fiecare persoană, până la urmă, poate să iasă din zona aceasta de confort. Numai că totuși ceva ne încurcă. De asta eu vreau împreună să găsim acea cheiță, acel indice și poate o să ne ajutați și noi să transmitem informația în continuare, să motivăm celelalte femei. Deci cum credeți dumneavoastră totuși? Care ar fi soluția? Păi bine acasă, dar copiii cresc, trebuie dezvoltare, cred că asta e motivație. Așa, nu, dăm, nu lăsăm totul pe spatele bărbatului, da? Da, desigur. Așa, ok. Eu tot am înțeles că eu pot să tot. Eu pot să fac mai mult decât faci el. Eu am înțeles că gata, asta lui îi place și l-am zis, servește patriei, punct. Am înțeles, tu servești patria, acolo spirit antreprenorial n-a scris pe omul. E clar, salariul este stabil, ok, creștere, dar asta este. Ca și cum e patria noastră, aceleași și salariile. Respectăm ce avem. Are alte calități. Și atât cum a spus doamna Lilia, că e foarte important dacă știi că acasă este bine. Deci eu sunt 100% încrezută că dacă eu stai aici, pot să fiu deconectată și telefonul și pot să fiu 100% în proces cu traderii, pe mine știu că este scurcă, fără mine. Toți, chiar fiind trei copii și încă mititele cu fetele, bun, 5-6, micuții au 7 ani, clasa 1-a, clasa 5-a la liceu. Toți o să mă duc acasă, toți să fie cu lecțiile făcute, au mâncat, au făcut băieții. Și tot regulă, asta mie îmi dă liniștea și mă pot concentra la procesul de a face, de a câștiga mai mulți bani. Și din asta toți au de câștigat. Adică, într-adevăr, copiii sunt o motivație puternică. Asta a fost, de fapt, motivația pentru... Că eu am înțeles că, nu, dacă salariul la dânsul să fie așa, stabil, bun, mă mai duc și eu la salariul stabil, ce faci? De unde eu să le ofer la copiii ăștia? Ei totuși trei, dar eu tot am niște scopuri care depășesc cu mult limitele unui salariu. Și atunci, cum fac? Cum fac să facem treabă? Dacă nu vine de acolo de asta, are multe alte calități care nu că neapărat să stai, dar pur și simplu el e foarte dedicat, anume să fie totul regulă, copilașul, are grijă, îi sună de 10 ori pe zi. Eu asta nu fac. Bun, poate să mă amreaz, sunt alt fel de mamă, eu cumva îi duc prin exemplu propriu. Și atunci când are mă așteaptă, mă rog, ca orice copii cu mama, așa, adică altceva le dăm. Nu înseamnă că cineva e mai bun sau cineva e mai rău. Dacă și ne schimbăm puțin cu rolurile în anumite perioade ale zilei sau toți avem aceeași responsabilitate, că scopul comun până la urmă este armonia familiei și bunăstarea familiei. Și nu contează cine și ce face. Și foarte bine că ne înțelegem. Faci fiecare și poate mai bine. Și pentru mine asta a fost motivația. Pentru că copiii au nevoie de foarte multe chestii. Și numai o ieșire cu dânșii, care pentru mine era ca tare ieșirea să iau ceva, am mai cumpărat cu multe alte chestii. Bun, și ar fi cazul să spun că dacă nu aș, nu mi-aș permite, ar fi cazul să le interzic multe lucruri. Dar nu știu câte vieți trăim sau așa să fie o altă viață. Eu vreau viața asta să o trăiesc frumos și să-mi permit și una și alta. Și atunci dezvoltăm și la ei libertatea în alegere, să-și aleagă nu ceea ce este de nevoie, dar ceea ce îi place. Și atunci eu consider că copiii, dacă se educați în așa manieră, adică nu știu, asta e părerea mea, concluzia, că când eram micuți, mai citeam cărți, după asta am zis că tot fiecare copil este individual și foarte independent și nici o carte nu e ideală pentru a educa copiii. Fiecare îl educe în așa cum crezi că este corect, fiecare are caracterul lui. Și cred că dacă el este educat în mod liber să aleagă ceea ce îi place, ceea ce consideră că este corect, să procedeze corect, adică se poate de dat alte valori lor, decât faptul că nu asta nu se poate, și nu, da, și nu avem bani, adică nu aș vrea să, mă rog, poate cineva spune că ca și care trăiesc în greutăți să mai căliți și a să fie mai ușor în viață. Cred că dacă e, acum să mai e, o să fie mai, să aibă posibil, asta eu consider că sunt posibilități de a se dezvolta. Și atunci îi oferi o scăriță mai sus, că el se continuă mai sus. Și neapărat trebuie să continuă de jos.
și schiene să crească. Lăsa să se înceapă de mai sus și atunci poate să ajungă mai sus, neapărat cu scadă jos. Îl mai împingem dacă trebuie, să nu coboare jos. Așa, dumneavoastră ați vrut să spuneți ceva. A, eu despre femei suntem țăna jos. Eu cred că asta e moldovinesc, cum s-ar spune el, e luat de la părință noștri. Femeia trebuie să fie mai jos ca bărbatul, când era pe timp până chiar așa eram educați. Mamele noastre au fost educați bărbați mai sus și femeia mai jos. Dar în orice caz, eu cred că e o foarte mare schimbare cu mamele în țară. Dar de mult femeile nu mai consideră așa cum considerau mamele și cum... Să ștergem istoria asta, toată majoritatea oamenilor, dacă nu au fost în alte țări, au văzut că femeia este mult mai apreciată în alte țări decât la noi, e liberă femeie în toate țările Europei. Și acum așa mai e tot. După femeile care merg la volan, când vin orașul... Cel mai frumoase automobile scoate. Asta de acum așa arată, când de acum am scăpat din domnism. Da, faptul este tot că tare joacă un rol important, mulți au plecat și când revin înapoi, vin cu o altă mentalitate. Stai leacă, dar și femeie avem noi. Îmi spunea cumnatul meu că are un prieten italian, a fost căsătorit cu o moldoveancă. Din păcate, ea niciodată tânără, dar a rămas cu o fetiță, a avut o boală care nu a fost tratat și acum zic, ce mai face el? Cu foarte bine ține legătura cu socrii de aici din Moldova și zic, are pe cineva și el zice că da, mai rămâne în Moldova, că da, nu-mi place mie, de tot, în fine, asta altceva, zic, de ce Moldova, ce nu italiană? Nu, el a spus niciodată în viață nu trăiești cu italiană, italian, și un bărbat așa frumos, italian, pur, cu părul creț înalt. Și cu Ferrari. Nu, eu m-am doream că vrea. Și pentru că am înțeles aici femeie vin mai plin să le apreciez. Și m-am așa foarte multe de cum femeie că sunt cu italieni, chiar la noi în sat, îți vreau trei de acum care vin în sat părăsit care... Și cu ei acasă, da, le arată Cricova, un grup peste tot și pot să vadă Moldova, dar ei sunt foarte tare. În genere femeile italienele, bărbații stau pe două labi ca câine din fața la femeii italiene. Iată, așa că ei preferi să joară în bol poltoveni. Da, este. Ei ne copiați de strategii de acolo. Eu cred că moldovenicile noastre care pleacă în Italia ele sunt mai sigure pe ele, mai încrezute, își pun valoare mai mare și de aceea au și bărbați care le investesc mai mult. Nu, noi avem o calitate. Eu am fost în Italia, am trăit câțiva ani buni, eu am lucrat între ei. Noi avem o calitate de a ține un foc aprins în familie, o căldură, la care italienii foarte rar așa. Ele, dacă tu nu i-ai plăcut ceva, ele te-au învârtit așa și ai rămas în fundul gol și fără nimic și asta. Noi nu, noi avem așa un fir de foc aprins, care noi știm să-i ținem și bine lângă noi și să-i învârtim noi. Mai sunt, eu nu zic, nu pot spun că toate sunt în sută, dar mai sunt care mă rog, mai duc și greu, mai duc și rău, mai duc și alt. Dar în sens, femeia, noi doar suntem învățate acasă să fie bine, copii îngrijiți, să fie mâncarea caldă, gătiri. Nu ți-o sta italiencile ții la cratiță și ți-o faci ții șapte fel de mâncare sau să... Eu aveam un vecin, Dumnezeu să-l ierte, el vinea și îi spunea, atunci să fii zama, proaspăt, caldă și mânca bătaie soția de... E așa fum. Ai, acolo nu, femeia nu ți stă așa. Sunt, nu zic, sunt, dar nu 90% ca la noi. Noi avem o doamnă, că doamna Angela era bibliotecară, nu știu dacă cineva o cunoaște, acum e plecat în Italia, dar ea, bibliotecară în sat, toată viața, dar o femeie așa, cu suflet, zdravă, puternică. Și zici, eu, datorită mie, am făcut un proiect, am adus calculatoare din Europa, nu știu ce a făcut, cum au ce proiect, a făcut eu, a echipat biblioteca cu cărți noi, cu calculatoare, și toți copiii din sat care mai aveau, practic, nouă calculatoare acasă, nici în cabinetul de informatică nu era echipat, așa cum era în bibliotecă, adus calculatoare noi, și ei toți veneau acolo. Și iată, ei s-au înregistrat la curs și au făcut cursul online, pare că, da, cu Mihai Frunză a făcut cursul.
Și la dânsa s-a schimbat foarte mult viziunile. Soția era plecată în Rusia, era periodic, ca la multe alte familii, periodic, se ducea, venea acasă. Și el, datorită la domeniul ăsta, ieșa s-o deschis, s-o deschis la minte și zice că vor să ții foarte mult timp, vrem să plec, eu am motivație, pentru ce eu mă duc să lucrez, eu știu că eu pot, dar foarte bine s-a dat, foarte greu început, de la început, a început cursul să primească informația, parcă complicat. Și iarăși, ca doamna Ecaterina, da, m-am uitat, s-a uitat de 3 ori la înregistrările lecțiilor, că în online se înregistrează, eu să mă uitam încă o dată. Doamna Ecaterina tot așa de început, era cum, greu să prindă material, dar plâng se spune că aș foarte bine tranzacționează doamna Angela. S-a plecat anumit pentru a-și deschide, și-a deschis un cont micuț, o convins cumva soțul. Și se tranzacționează, așa, ușor, el înțelege, eu am nevoie de cont mai mare ca să fac mai mulți bani. Și s-a dus, motivația mea este să mă duc să-mi fac bani de cont și eu asta vreau să fac. Dar vă dați seama că ea s-a rupt după, cred că avea peste 20 de ani de istoric, băiatul ei tot a învățat ulterior. Și a spus că lui, dar nu vă zic cum o cheamă, am uitat cum o cheamă. Vlad. Se tranzacționează Vlad, deci îmi scrie și cont, ea zice că eu îmi urmăresc, tranzacționează și el, dar vreau și la băiat să deschid că ei. Au văzut o ieșire din... și-a prins la curaj să se rupă de acolo. Din sat, cu salariile care erau și apropo, după asta zic, dar eu vreau să predau, să poate să facem cumva un parteneriat, că eu să predau domeniul ăsta, eu când vin înapoi, să tranzacționez și predau la din sat, la tineri, la care deja au un pic de cât o vârstă, zic, hai doamna Angela, că facem stagieri, facem parteneriat și o să tranzacționează tot satul. Așa să vedem. Extindem în Moldova, extindem și peste hotare. Ce-mi să vă știți cum acolo mentalitatea țară vecină? În țară vecină am rămas surprins, plăcut, deși iarăși sunt impedimente, ca peste tot. Eu am avut o situație, la mine a venit prin picere, la fel se înregistrează oamenii la acest curs. Și am avut la întrevedere o doamnă și i-am povestit despre posibilități, oportunitățile care noi le oferim și cum a spus și domnișoara Elena. Asta nu este de mine, nici pentru soțul meu, pentru el s-a ocupat cu afacerile mulți ani de zile din Federația Rusă. Și ei au tranzacționat prin intermediul unui bănci. Vă dați seama, acolo nu merge vorba de 10.000, 15.000 de dolari, dar merge vorba de sute de mii. Din câte am înțeles, accountul a fost în jur de vreo 700 de mii de dolari prin intermediul băncii din Federația Rusă. Că ei au închis afacerea și după ce au închis afacerea, soțul ei știa despre domeniul și el a început să tranzacționeze. Și el s-a înregistrat la curs, dar ei probabil au așteptat altceva. Și a spus, eu sunt trebuit. O să-l trimit cu soțul meu, el o să treacă la dumneavoastră, pentru că el e cointeresat și el chiar vrea să înceapă iarăși tranzacționare. A trecut soțul pregătirea, a început să tranzacționeze, primele două extragere au fost făcute. Și cum credeți, s-a întors doamna la lecții, la lecții individuale și s-a deschis un account fără ca soțul să știe. A zis că eu am văzut posibilități și eu văd cum el tranzacționează. De fapt, eu am două modalități, că într-adevăr, după cum cunoașteți, domeniul este unul foarte amplu și practic fiecare dintre noi se poate regăsi în acest domeniu. Numai la mine apar două întrebări. Cum doriți tranzacționați? Liniștit sau un pic mai agresiv? Și iarăși, independent de răspuns, sunt diferite strategii de tranzacționare. Cam sunt instrumente pașnice și sunt instrumente nu lucrești, da? Și iarăși, totuși depinde de scopurile noastre. Cum noi vrem să atingem acel scop? Repede, frumos, ușor, sigur, stabil, dar nimeni niciodată nu trebuie să ne împiedice. Deși doamna care pe urmă s-a întors la lecții individuale și a deschis cont fără ca soțul să știe, eu am înțeles că soțul ei ceva o descuraja permanent, că ea trebuie să fie, să lucreze la cineva, ea e doamnă matură, ca să înțelegeți, are experiență undeva de 7 ani de zile, a lucrat într-o companie. El la fel și-a făcut o carieră, că a început un simplu manager și după care a ajuns administrator, director și în perioada COVID, nu, când a fost pandemia, a rămas fără post de lucru. Și iarăși căutam un post ceva de lucru și paralel careva cursuri ca să se mai dezvolte. Și din câte eu am înțeles, soțul nu prea era încântat că ei să înceapă ceva ei aparte. Și undeva o demotiva și ne-am adus aminte, iată aici foarte bine merge, nu știu, probabil știți cu toții sau dacă nu știți, eu să vă spun, este legenda celor două broaște. Știți, lângă un munte era o baltă.
și două broaște s-au pornit să cucerească acel munte. Și, dar restul broaștelor din această baltă strigau că nu ne v-ați pornit, că nu o să vă reușească, uitați-vă la voi și uitați-vă la acest munte. Și una la un moment dat s-a oprit. Dar acea de-a două a ajuns până la sfârșit și a cucerit acel munte. Să dăm întrebare, de ce? Scopurile. După părere, mult mai puternic. Principalul să nu fim influențate de părerile care ne se dau. Știți, eu acum mi-am schimbat locul, am venit din Ucraina, vă spun cum este, eram sincer stresat, fiindcă n-am ieșit din start, am ieșit, tot doamna Olga mă scria, mă lei să întoarce acasă, dar nu, totul e bine. Nu era chiar bine, dar undeva îmi puteam să-mi controlez emoțiile. Și ultimul mesaj al lui doamna Olga m-a făcut că deja știți momentul când s-au de sirena și pe lângă perete, merge așa pe lângă perete de la bucătărie, la baie. Și am ieșit mai repede și undeva era stresul acesta, zic, trebuie ceva să schimb. Și am fost și mi-am schimbat locul, am obosit culoarea perlui, m-am plezat și mă întorc în Chișinău. Și m-am întâlnit cu un cunoscut, un simplu prieten și el îmi spune că cum eram, era mai bine frezat. Dar eu nu l-am întrebat, îți place sau ceva de genul ăsta. Cum era, era mai bine. Dar eu, ca să înțelegeți, eram sură și atât aici eram care nu știți cum blândă, dacă îmi crește negru ăsta. Nu e chiar atât de interesant. Și nu prea îmi place. Cum era, era mai bine. Zic, dar eu te-am întrebat ceva. Mie să-mi placă. Mie îmi place și crezi tu. Mie îmi place și mie e ok. Și asta ce pune ăsta compliment? Eu nu l-am rugat nici compliment să-mi facă, eu pur și simplu nu l-am întrebat nimic. Eu m-am uitat în oglindă, mine mă aranjează, dar chiar ceva am vrut să schimb, pentru că la o doamnă când începe o schimbare, e începe de la coafură. Sau ne frezăm sau ne vopsim părul, corect? Ia că schimbi dispoziția. Da, schimbi dispoziția, pentru că auziți. Fac o remarcă la doamna cu domnul, de multe ori bărbații iau frică ca nu cumva mă ieșim, țin mai sus ca ei și să fim, să aducem cel mai mult psihologic pe ei de jos, faptul că să aducem mai mulți bani în casă. Dar noi nu trebuie să-i aducem în casă, nu trebuie să-i cheltuim. Câștigăm mai mult, hai să mă... Cred că câștigăm mai mult pentru dâns și îi distruge psihologic. Da, nu e bine, că înțelegem n-ar fi bărbatul și că e înțelegător, asta este instinct. Vrei, nu vrei și da, și de doamna aș avea... Ea se manifestă. Eu tot m-am ciocnit cu asta, dar iar depinde de noi cum ați lucrăm la convingerile lui. Nu, se poate de depășit ca să aprecieze. Eu sunt că eu nu trebuie să știu. Da, corect. Sunt și multe cazuri când, de exemplu, sunt la început de căsătorii sau la început de relații. Asta și un bărbat îi spune, nu mai decât să ieși la lucru, azi că primesc destul de bine, nu-i nevoie. Până când soția, din dragostea asta, din aboreala asta, se moaie și spune, da, ok. Și așa devine, nu mai are încrederea aia, ca să se întoarcă și să răzbească munții care poate, trebuie să gândească la relația ta. Adică asta tot e un fel de minus a supunerea asta, da? Eu cred că asta e mai mult o... Asta e mai mult și o parte mai, mă scuzați de expresie, mai lemasă. E bine așa cum este și mi-ajunge atâta cât este. Adică e să mulțumiești cu faptul și ala, cât ar să dăi, cât ar să fii. Dacă ar fi o leagă, vorbiți acolo înăuntru. Bun, azi vreau de asta. Du-te și cumpără pentru cine ca produsele este. Și dai așa o listă care se zirea cu pala pe ăsta, dacă trebuie să cumpărat în fiecare zi. Cum n-am dumneavoastră spune. Sau mai era tare cât îți stătea cu copilul acasă, el lucra manager la drum. Eu pot să vă spun, deja nu-i secret, cum a doamna Tatiana, deja nu mai este secret, da? Contul, dacă ne vine pe asta, online.
cumnatul meu banii de la nuntă, deschis cont. Deci nu mă găsesc în domeniul ăsta și entuziasmat, dacă se poate făcut treabă și deci au aflat. Au venit la curs, au fost căsătorie, el a venit din Italia, a trăit mulți ani acolo și a venit în Moldova, a făcut cunoștință cu sora mea, era în Mungheni, în discoteca de la Mungheni. Ea era de la Chișinău, eu de la Bălță, invers, nu știu cum vorbeam, îmi dă-i treba rusă. Moldoveni am dat din Mungheni. Da, a fost istorie interesantă, foarte repede s-a întâmplat lucrurile, el fiind 7 ani căsătorit, aici brusc, sau adică era deja divorțat, au găsit, o, gata, nu vreau să mai duc înapoi, găsesc teama și domeniul acesta, băieții lui povestiseră despre faptul că au început, au găsit activitatea asta, hai vină și tu, muncă la curățel, frumos, ei, dar fai, fain, deci când a fost exact, nu, dar nu, și banii de la nuntă, eu pus toți cont. 2 săptămâni, contul nu. La nivelul cunoștinților care le avea atunci așa repejor, și le puteți volumul în piață, ce să fac am aia? Nu-i spune un astea că cafe. Și o poate însărcinată de imediat după nuntă. Ce-a făcut? S-a angajat ca manager, avea lecții la ora 8, la ora 10, la ora 12, la ora 2, până țara la 8, avea lecții. Vreți să mă trăgeau 3 de rămâni, domnul Artem, vreau frumos, nu uitați de mine, luați-mă. N-am timp, nu pot, trebuie la individual vreau la dânsă. Adică așa am făcut formatul în ajutaj și el era atat lucru cu traderii, când spuneți că eu maxim avem pauze între lecții, 10-15 minute, ieșeam la țigară și cafea afară. Cu deși, bă, dar trebuie să înveți tare, să bei tare mult cafea. Hai, lasă, că așa trebuie să lucrezi cu traderi, ți-ai lucrat în stilul tău, eu pot să iau apă, să nu dea nimic. Este un normal, fiecare cu al lui. Deci când am venit eu ca manager. Și ce vreau să vă spun, ea când era însărcinată, ea lucra la altfel, deja adică, foarte repede, salariul aducea acasă, o parte era salariul, o parte era extrageri din cont. Până când nu extrageri din cont, nu ca așa, dar la jos deja și-o făcut și de cont, altuși deja a început să tranzacționez, adică Nastia n-a mai știut că era pentru cont, pentru că nu s-au întors toți banii acasă și mai mult decât trebuie să fie și profil pe cont. Adică asta a fost o motivație. Ea tot timpul dădea liste, asta cel puțin îi scria. Întotdeauna produsele proaspete, nu ca așa, dacă are nevoie de un kilogram de piept de pui, de nu știu cât 300 de grame de cașcaval sau nu știu ce, și tot timpul bunișor. Proaspăt și el eu cu muzica asta, cere mai mult și atunci el când îți vadă că nu reușește, ori de indicoate să facă mai mult, ori zic că da, nu te spinge mai decât ăștia lucruri. Mai te vrei tu să faci ceva. Da, așa, da, ține și îți spune ești. Am plimbare. Mai ies mai copii și am copii și asta așa. Da, și deci astea, motivațiile sunt diferite. Cea mai mare motivație pentru noi toate este de a avea un venit mai mult și mai mare, ca să ne putem permite mai mult de dorințele care le avem. Fiecare avem asta. Poate să spună cineva că eu avem pentru creștere carieră? Da, este undeva acolo. Da, subconștient, toți avem același gând. Fără bani astăzi nu faci nimic, cu păreri de rău. Mai, când mai aud că cineva zice, ei, banii n-aduc fericirea, ba chiar o aduc, banii și așa, fericirea. Foarte bine, banii toți îți fericirea, și copii, și mama, și psihică, și câine, toți. Siguranță, da. Deci, dumneavoastră, ați început să spuneți că undeva să aduc femeia mai mulți bani în casă. Eu cred că noi, ca femei, știm a cheltui foarte mulți bani. Deși pe mâna mea eu stau să văd câți bani trebuie, dar foarte repede trebuie ca să înțelegi. Ultima mea hobby, să-i spunem, am început să fac colecții de parfumuri. Și nu erau destea mai simple, dar având în parfumuri, am trecut la parfumuri orientale și care mai scump, care mai așa un miros puternic, ca și alea parfumurile mele, că secretara de acolo din Kiev spune вашим стиле, это вашим стиле. Dar, mă rog, când sunt situații
Da, eu până când am familie, dar vorbesc de parcă așa, așa, da? Vreau să spun și spune soțul meu. Deci noi trebuie să muncim trei, că tu să te dobdim tine să cheltui. Noi trei nu dobdim, să te ocupi eu. Vreți să îmbrăcați, vreți să îmbrăcați, vreți și tot este cu asta. Nu-ți place și las-o și eu îți spun singur. Nu știu, că eram motivație puternică când eram într-o măficiu, noi lucram aici, am două. Una, două, sau la salariu, și așa printre celelalte, în altă parte, că nu mai era salariu, da, vei salariu. Asta era. Cu domnul Pierf, tot așa, nu știu cum am intrat și zic, ceva, salariu gata sau de... A, știu, vă tolică 3 dni că получили зарплату, ca să înțelegeți, noi primeam un salariu de câțiva sute de dolari. Primeam salariu cum, poate mai bine chiar ca în țările europene, primim salariu, na. Nu lucrăm într-un domeniu care nu s-ar permite. Se permite foarte mult în domeniu dat și necesitățile sunt mari. Și dacă chiar nu sunt mari, mărițele ca să fie mari și să ajungă timpul. Noi trebuie să ne ridicăm, știți cum, iată trei dolari ca să pot să ajungă mai repede la VIP. Dacă ajungi la VIP, nu degeaba este un parteneriat VIP Platinum, da? Traderii permanent să aibă un deping. Este ceva normal ca noi să avem unde să creștem mai departe, să ne creăm. Totodată să măresc veniturile, totodată să măresc automat și cheltuielile. Asta este ceva ok. Și barierele asta... sunt în creier. Da. De obicei, traderii erau, iarăși, probabil motivația asta la lecție sau modul cum le predai și cum le transmiteai, ca o educație financiară la lecția să economisești. Deci, știu eu și eu, găseam câte o doamnă la curs. Bun, dacă ați venit pentru educație financiară să învățați a economisi bani, puteți să ieșiți deodată. Deci noi asta, trebuie să noi învățăm cum să faci mai mulți bani pentru cheltuieli, pentru că doar așa ajungi. Mulți, nu știu, experți zici, sau psihologi recomandă ca să cheltui mai mult, pentru că tu automat trebuie să îți acoperi necesitățile sau să îți creezi depinderi care trebuie plătit. Masaj săptămânal care trebuie plătit. Abonament la sală. Creierul în permanent tinde să gândească de unde să producă mai mult bani. Asta nu trebuie așa. Da, asta e. Eram la începutul, eu mi-am deschis un mic cabinet de masaj în sat. Și la început eram în permanență. Fiecare leuță, ci cumpăram o sticluță de ulei acolo, dădeam 30 și ceva de lei, de exemplu, așa scrieți. Eu o scriam, duceam astea. Până când într-o zi soțul meu dea un bitec, eu eram nu atât de entuziasmată de casă care e meseria mea preferată. Eu mi-am ales-o conștient de ceea ce îmi place să fac. Nu mai sunt atât de cu lumina aia, în ochi să fac ceea ce îmi place. Până când el îmi spune, nu retrăi, banii îți fac, să-i cheltui. Și gata. Să-i ține un pormoniu și să văd cum e așa de acolo. Asta te depinde de totul individual. Eu am o prietenă de facultate, eu nu știu cum reușești să strâng. Are un salariu, mă scuzați, o să spun așa, cum este de 13.000 de lei, lucrează în servicii de stat, nu contează. Salariu fix și reușești și cheltuie și strângă, dar strânge ca bunicuță. Strânge și căpicuță la căpicuță. Niciodată n-am avut tangent, nu... maniera asta de a strânge banii, din banii de facultate, studenții cât eram, nu știu, probabil părinți așa m-au învățat, tata niciodată nu mă întrebai, ai bani, nu ai bani, eu făcea transfer. 200-300 de dolari pe săptămână, e liber eu, i-aveam și cheltuiam, nu mă duceam cont, lipsă de ceva. Și de asta undeva e și la moment, iarăși, sunt bani, toți îi port în portmoneu și unde e, ceva îmi place, nu mă mai uit, îi strâns, nu-i strâns, nu eu. Asta mă doresc acasă. Nu mi-a venit acasă, m-am dus, mi-am luat altă. De asta și se termină repede. Dar asta ne motivează ca să facem mai mult și să ieșim permanent din zona de confort. De ca să-mi din start la Kiev până m-am obișnuit, până una alta. Evident că ca orice om locuri necunoscute, m-am capcoașit pe acolo, voi de mășcanță. Trecut 2-3 luni și iarăși olei s-au revenit. E trebuie, cum spune zilele voastre, mi-am cumpărat curs la cosmetolog. Am cumpărat curs de masaj și acum s-a început situația cu război, evident. Și eu stau și mă gândesc, dar și cu masajul meu, când o să mă duc și o să trebuie? Până mintele, da. Statuare, dar v-am luat chiar pe masaj. Și normal. La mine joie zi de masaj. Joie să încep cu războiul. E ok,
dimineața mai știi de ce dar ce fac? Las că citim și după asta, nu trebuie să întrerupe un proces, de exact așa. Gândesc tot și pleci înapoi în Franța, dar tare vrea să rămână aici în țară și tot ție lui era tot. Maria zice că dacă mă gândesc să mă duc în Franța, dar îi se încheie contractul de muncă cumva și vrea să rămână aici, dar parcă n-ar renunța nici la jobul de acolo. Și discutam cu ea și zic, indiferent ce nu s-ar întâmpla, cel mai important că avem abilitățile necesare și oriunde n-ai fi, nu contează. Că suntem aici, că suntem acolo, vă doresc oricum să fii fericit și să poți să te descurci, să trăiești bine și frumos, oriunde n-ai fi. Sunt momente care noi nu le putem, nu depinde de noi, nu ce să faci, ce să faci. Să-ți spui un sacul și te ascunzi în bici și hai să mănânci murători și cu servile care le-a făcut bunica. Te-am dus și trăim pe departe frumos, că nu se poate de uitat și de stat și de plâns. Pentru ce ne-am născut sau pentru ce suntem. Oamenii stați pe lumea asta să fie fericiți. Apropo, asta trebuie să scriem în frunte. Femeile uită câteodată că ele trebuie să fie fericite. Asta trebuie scris pe oglindă, dar știți că nu e scris acolo în fiecare să deamnă trage atenția. Când îmi ești tot să ai. De angajat cineva să scrie. Orile noi nu a merge, să lasă câte o fițuică sau câte o bilețea, da, astăzi îmi ești, astăzi ești cu trecuță, astăzi e. Și automat, noi, ca consultanți, ca director, cât timp avem pe zi să ne uităm în oglindă și să ne uităm cât de frumos suntem? Să mă trebuie să spun cineva că avem. În proces și uiți de tot. Trezești la ora, aia, dar eu sunt eu și aici o curță și așa. De asta ne mai rupem din că noi nu reușim să ne rupem, dar... Că v-ați luat abonament la masaj și la... Am luat și sala de zbor, că un an ne-am luat și cosmetolog. Nu, eu sigur că abonamentele să fie gătate și dacă nu mă cumpărăm alte probleme. Nu am reușit să-mi salvez colecția de parfumuri, dar las, o să-mi cumpăr de nou. Nu, ați spus că stăteți pe cineva acolo, pentru că asta e lucrurile de genul. Nu, sunt, am trecut în apartament mare, frumos. Nu am reușit să-mi iau un apartament mai mare. Două camere și asta și vă spunem că sunt oameni panichioși de felul său. Secretarea de acolo tot m-a telefonat și m-a întrebat care este situația. Eu ieșit în Kiev, pentru că locuiau lângă o bază militară și era ei, deși au văzut care este situația, eu nu mai auzeam de bubuiturile astea. Și eu undeva la Kiev afară și caut un bunker și du-te în bunker. Eu dormit 3 nopți în bunker, o răcir, zic, dar eu nu mai trăiesc. La urma urmei, ce o să întâmple și ce o să întâmple? Ori în bunker o să fie dat să mor, ori în apartament, dar măcar o să trăiesc normal în condiții, o să mă băiesc, o să mă uit la televizor, ceva o să trăiesc mai decent. Eu stat prin bunker, de-am când am venit în Moldova împreună, Ghereau era foarte stresat, eu am văzut doar singură explozie, se spune, cu ochii mei, eu văzut mai multe, era stresat, eu spus că eu hainele care acum trec războiul prin ele, o să le arăt. Am listat modalități să iau în etapa respectivă, dar eu spus că o să arătă haine. Nu, în fine, sunt niște momente neplăcute, dar iarăși, pentru noi ca trei, deci mai ales fiind de Republica Moldova, sunt posibilități de a face bani. Eu sunt deja la distanță, dar oricum, traderii care mi-au rămas în Ucraina, care am reușit să-i pregătesc, vă rog, ajutați-ne, noi vrem să începem să tranzacționăm, noi oricum vrem să ne mișcăm undeva mai departe, pentru că se poate de făcut bani. Haideți să recunoaștem, practic am un ochi închiși, pe orice instrument îi dai în baie și ai profit. Nu, haideți, așa, pe bune, petrolul în sus, gazul în sus, aurul în sus, merge, da, să fiu puțin în jos, dar indicele dolarului se... Da, schimb ce intrare bună să fie. Fost. Și o să fie. O să fie, da, deci un fond de acolo, de jos, numai să... Știm unde-i tipul și ala. Încă o leapă, încă nu am și 20% corecție care noi o așteptam. De mult o așteptam. De 2018. De mult. Nu chiar din 18, undeva din 19 așteptam.
etape. Când am început noi să urmărim CAC 40, stăteam la stagiez. Am CAC 40, domnul Mihai. Domnul Mihai, apropo, tot este ca și de la un trader pe care l-am pregătit eu. Domnul Mihai e frunză. Frunză, da. Și nu știu cum o pregătit un trader și spune că eu am transmis la lecție de la 4 tranzacții pe CAC. Cum să transmis? Mi-aș posărit peste generație. Să peste generație, da. Noi eram cu doamna Olga la stagiere. Am descoperit instrumentul ăsta. Cu Vlad analizam CAC 40 și doamna Olga spunea că atât de interesant analizați că și eu m-am dus și am băgat eu pe CAC. Desenează ce ești pe acolo, de mă, nu mai ce e asta CAC 40? Hai să-ți tranzacții să văd ce e asta. Nu știam ce e. Și dacă de acolo sunt și cu dragoste de indici. Doamne, că deja pe parcurs am învățat, pentru că noi ne-am costat, iar și timpul le spun. Când noi ăsta ne-am costat, mult timp și mult bani. Experiențele astea, ca să le dăm pe urmă. Și când noi spunem, vă rog frumos, auziți-ne, vreți, aplicați. Nu, nu. Volumul, asta e prima. Am zis că azi nu vorbim despre greșeli și de reguli, dar asta este. Eu sunt o simplă regulă, doar volumul. Iar că dacă nu depășești volumul și dacă respecti, practic n-ai cum. Da? Măcar te spăte cum vrei, că nu se duci contul cel la mine. Iar cât e, ți le deschizi special toate, că se ducă în minus, dacă respecti volumul. 20% din cont în lucru. Stă și să îi trăiești și cum eu, pe tămaș liber și să nu fac nimic. Dar nu pentru că nu știu în ce moment suntem blau sau sus, petrolul, trebuie să mai dimineață și altfel. Dar sunt momente care, pentru care, da, ele sunt foarte rare, se poate întâmpla, dar nu vreau să suntem, ca după asta să... Să ne blocăm acolo și de ce fac, de ce s-a dus așa de următoare? Hai, sunt soluții, sunt și din orice situații, dar dacă se respectă volumul, nu e așa de interesant. Nu e azart, nu e adrenalină, de acord. Dar e sigur, n-ai treabă. Dar nimeni nu deschide cont ca să fii sigur. Tu îți deschid pentru nevoie să tranzacționezi, să fii și interesant. Da, da. Deși aici foarte mult, mă rog, când încep cariera în domeniul tranzacționării, o parte foarte mare de persoane suntem să nu pierdem conturile bani. Haideți să ne cunoaștem, da? Da. Eu asta am descoperit-o, numai că am descoperit-o foarte târziu și fiind deja în Ucraina, dau traderilor ca sarcină să pierdă contul. Știu că să vă uitați am ștraniu. Foarte bună idee. Da, da, cu condiții, cu condițiile care le pun eu. Dacă să fie interesant, pot să vă spun. De fapt, noi ești permanent, ca o să faci profil și după cum faci profil, noi o să vă ajutăm cu portofoliu, business plan și așa mai departe. Dar eu am inventat altceva. De fapt, am preluat, nu am inventat. Sar de contul, un oricare cont, cel mai mic de 10.000. Maxim volumul care e posibil să fie concomitent 4 tranzacții cu câte un lot. Se poate de tranzacționat pe orice instrument, unde spread-ul este până la 7 puncte inclusiv. Și tranzacțiile să fie închis doar în stop loss și doar în take profit. Take profit 30 de puncte, stop loss 50 de puncte. Eu personal am manifestat această modalitate de tranzacționare, 3 zile am tranzacționat, am ieșit plus 800, zic, da, mama, că eu pierd timpul, nu? Dar cu scopul, anume cu scopul ca să pierdeți cont. Dacă este trendul spre, nu îți primești, mama naibă, și zic, eu sunt profi, am ușa arde urei pe jur, arăt eu cum să arde contul. Și am apucat cu cel mai, o atârnare foarte serioasă de această sarcină, că nu am sat. Trei zile vă spun că am ieșit în plus, zic, nu, nu e pentru mine, nu e interesant. Nu e posibil. Chiar dacă, spre exemplu, trendul e crescător, voi intrați, practic, se pare că e punctul maxim și amuși trebuie să fie o scădere, sau și, oricum intru pe bani, el face cele 30 de puncte, să închid în take profit și atât face corect. Cred de șută, nu cum chiar așa. Chiar cu condițiile care sunt în contract, care testul, 50 puncte, 50 take profit, 50 stop loss, maxim 5 tranzacții concomitente în piață. Deci nu a fost niciun caz care, dacă se respectă condițiile care sunt acolo, doar de contract pe altă cotație, poate ceva, dar nu a fost niciun caz care să arde contul dacă se respectă condițiile. Nimeni nu a tras. Nu, maxim poate fi minus 1000, minus 2, maxim asta e 20%, maxim a drăut. Este tot mai știu. Chiar că trebuie să strădui, dacă da, trebuie să strădui să arzi un cont. E tot viață, dar eu nu înțeleg cum e, că eu mă strădui și acolo tot istoria asta, practic, închisă în take profit, în 200%. Și cum așa e, că eu nu știu, cred că regulile astea să le iau să le aplic pe real. De fapt, asta fac
trei, cinci ducă pe zi. Că iarăși. Teorema probabilității asta, vreți să spunem asta? 50-60? Mai puțin asta. 50 puncte ce take profit, top take profit și stop loss e unul la unul? Și deschizi nici tranzacții. Sau... Nu, chiar și la el, spre exemplu, când noi dăm prima lecție, la prima lecție, am deschis tranzacții la intuiție. Încă nimeni, da, când nu cunosc nici nimic. Și se spui, deschid tranzacții la intuiție. Iată, eu văd că aici prețul o să crească, aici văd prețul o să cadă. Până la urmă, vrei, vrei, ies în profit. Da, de obicei așa e. De obicei așa e. Și deseori aud, apropo, întrebări. Iată, spuneți, vă rog, de ce eu prin lecții, că nu cunoșteam nimic, am zis tranzacțiile mai mult duc în profit? Acum când cunosc atât de mult strategii, că am deja și experiență și uite acum am mai mult de tot. Foarte multe cunoașteți și foarte multe vreți să le aplicați. Iată, cazurile când vin traderi la analiza tranzacțiilor, știți pe grafic și singur, uiți la preț și nu înțelegi unde de fapt e preț, stă. Moving average, stochastic, MACD, mai sunt anumite indicatori, alligator poți să mai pui pe grafic, Bollinger Band și nu înțelegi unde este lumânarea, ce, nu înțelegi combinația de lumânări. Și pierd momentele, dar pun tot practic pe grafic. Și ca asta arată, sau asta arată bai, dar eu am intrat după moving average, de exemplu, un pixel foarte bun. Că faci mama asta de sărbătoare, îmi pun că acum mai minte la capul venit, dar... Dar înainte cum se făcea? Și carne, și pește. Dați că am fost la cineva, nu spune, toate tipurile de carne, și friptură, și bătute, și răcitură, și nu știu de care, și de iepure, și de care avea o gospodărie acasă, și de vită, și de porc, și de găină, și doamne ferește, și pulpi în plute, și cărăjite, și... poți să mănânci, mă? Dacă asta e cultură alimentară, spuneți-mă, că nu se poate de mâncat și pește și carne, exact așa și aici. Hai să punem toți indicatorii de trend, toți oscilatori și apoi să înțelegem și nu mai înțelegi ce e mâncare. Să înțelegi ceva gustos acolo, să nu sau ce a fost, dar drept de stomac după asta poți fi, altceva nu poți fi. Exact așa și pe grafie. Da, fără frumos, dar te rog să dai înapoi, cam greu. Doamna Tatiana, noi e... Pentru mine eu trecut vreo două luni și nu a spus nimic despre tranzacționare. Nu m-am mai întreabă nimic, ce părere aveți de euro, nu, nimic. Cam pe la urmă vin într-o zici. Dar noi am închis toate tranzacțiile și în minus care era tot am închis, eu am făcut toate loturile, aștept să vină dividendele, să fac extragere și să iau parteneriat. Și am să trec la tranzacționare cu termen mai lung, mă concentrez doar la trader și numai asta fac. N-am înțeles. Când am trebuit să faci toate alote. Și iarăși strategie. Nu știu ce fel de strategie. Cumva. În lagăr. Dar să-mi spuneți acum cum mă... Și n-ați mai povestit. Și apoi să vă spun și când ți-am venit o istorie toată. De fapt, să spun de jur. Poate cineva, nu știu, mai zis-o. Că e microasă. Cu loturile de tranzacționare. Un tătic. Contul. Glorificată, tranzacționat vreo 2-3 lucruri. Parte 3 lună, contul a ajuns la 48.000, era parteneriat, pare mi se 20 cu 20 sau 15 cu 15 și a ajuns la 48.000, la parte 3 luni de zile. Dar avea mai multe activități și avea o afacere referitor la chestia și trebuia să meargă în el singur în Rusia, un timp înapoi, asta a fost vreo lună și mai urmă, aproape două luni în urmă. Copilul lui de 11 ani, aproape 12, foarte interesat de ce faci toate acolo pe grafice. Și zici, când ți-am stărât? Și tu ești tranzacționat și tu știi ceodată? Dar mi-a spus ce urmă de ideea asta. Ce-a făcut? Deci a oferit contul copilului, dar nu i-a dat foarte multe indicații, decât de referitor la diversificarea asta, diversitatea de tot felul de semnale a noastră. I-a arătat doar 0,1, deci a pus atât volumul, nici un fel de alt volum. El nu știa, pur și simplu, că poate schimba volumul. Doar cu 0,1 se transacționează. Eu arătat, dacă îți duci în sus, asta înseamnă că prețul crește și trebuie să cumperi, deci bai, că e engleză, știi copilul. Dacă îți duci în jos, în net negre, vinzi, că prețul scade și trebuie vândut cât mai scump. Am înțeles. Fără de profit, stop loss, nu știu ce, bai, sem și volumul 0,1, nimic altceva. Și a spus așa, uite, deschid, dar nu o să vor tranzacție, ca două, nu se poate, nu se primește. Doar câte una. Când îți place cifra într-o parte care e acolo, dacă trebuie să fie numai cu albastră, dacă e cu roșu, nu închis, dacă cu albastră, nu închis. Și când îți place cifra, atunci o pierzi pe X și ai închis-o. Bun.
s-a apucat mai scurt pe a, și care a fost remunerarea de sigur în interes. Cât se face el profit în albastru, să-i dă atâția bani în lei. De acolo era un euro. Îi remunerează în lei. Da. Dar să vezi ce motivație a avut Marcel, cu pelașul ăsta de 11 ani. A făcut 3.100 de euro într-o lună. Aproape o lună tranzacționat, dar doar el. Nu, cu 0.1, vă dați seama. Doar cu 0.1, 3.800 acolo, a fost o leagă de muncă. Și închide că ne-i plăcea lui Cibra. Că el îi convine, e ajunge să ducă la pizzerie cu colega, 150, e ok, 340, bun, 20 ceva, vede el cam așa să ducă iar în roșu, nu, de să închid așa în albastră, e bun și 20 ceva. Adică, vede, povestea el după asta, am zis că se fac un interviu cu băiețelul și el îți povestea experiența lui. Se rămâne în istoric, foarte interesant. Și iată dovada că se poate de tranzacționat fără mare școală. Dacă se respectă volum, ca mai mulța. E pasajul, tu mă nu-ți place, nu-ți place mai bine. Da, până când nu ajunge în albastru și nu ne place cifra, nu închidem. Așa că se poate. Eu la Ucraina am avut o doamnă, lucrătoare de banc, și eu spus că eu la bancă nu lucrez ca un muritor de rând, o să iau cabinetul meu și pot să mă închid. El tranzacționa foarte agresiv. Și eu mă uit într-o parte, vine la analiza tranzacțiilor undeva ca să înțelegeți pe săptămână câte 300-400 de loturi, el vine cea. Și mă uit, când reușiți atâta? Dumneavoastră mai aveți lucru, dar eu nu lucrez o casiră de rând. Sunt cabinetul meu și eu mă închid și când văd că cineva mă întrejit, eu s-o ocupat. De genul, da? Mai scurt, doamna, ca să înțelegi, s-a făcut 2000 și ceva de loturi timp de o lună. Eu de blocat double hit, timp de o lună de zile, cât a avut asigurarea. S-a terminat asigurarea, dar pe dorința de a mai apăsa pe așa mai deschide tranzacții, a rămas. Și în următoarea lună s-a dus puțin în minus. Și ea spune că e ca când era mai cu asigurare, era mult mai bine. Și ce ține de numărul de loturi? Asta depinde de strategie și de azart. Că dacă stați, mai am ceva de făcut, am loturi. Nu mă interesează nimic, eu loturi fac. Eu am partea mea de blocat. Și doamna s-a dus în minus, dar în tranzacția nu s-a dus în minus mai mult decât inițial a fost. Adică și-a salvat investiția ei și double hit care l-a prelucrat. S-a dus în minus doar profit care l-au făcut. Și m-a luat încă o dată un double hit. Cum credeți, în cât timp l-au făcut? În jumătate de luni. Două luni de zile. Două luni de zile. Domnul Tatiana vrea să bate record. Fără asigurare era. Când oamenii sunt cu asigurare, practic nu suntem nimic. Și m-a plăcut, o zic că mie îmi povesteam, o zic că Alesia, mi-e tak понравилась ваша tactica торговли, я всем буду советовать. Это так, как cult. Я прям вижу. Этот вырубитарий для нас, что да, ну и такая тактика. Bollinger Bands. Și contați exotică. Adică simplu. Simplu, că eu văd unde să ies și eu știu exact că eu oricum mai devreme sau mai târziu, cu maxim, tranzacția a fost activă două zile. Adică eu am intrat pe M5 și nu am intrat după H1, eu nu era tranzacție în direcția care trebuie. Dar odată ce e exotic, acolo volatilitatea foarte mare. Și timp de două zile și ceva sunt tranzacții. Mai vreme sau mai târziu, oricum eu o să se închid. Principalul, dar trebuie cu stop loss, asta e important. Știți ce facea când se schidea tranzacția, fiindcă în contractul de asigurare scrie că la deschiderea tranzacțiilor trebuie să fie stop loss. Până 50.000 de puncte, stop loss. Undeva în cosmos, în M5 nici în casă nu se vedea stop loss acela. Și tot venea la analiza tranzacțiilor, se vedea stop loss, tot. Da, Alesia, i-a spus rău de stavră. Și pe mine așa cumva mă calma, că eu te trăiem. Nu, știți cum, noi dăm strategii, dacă se respectă, noi garantăm că o să fie rezultate. Dar dacă ceva o să încălcați, evident că o să vă abateți de la proces, de la plan, și nu o să mai meargă așa. Și noi, oricum, într-un fel oricare, le trăim pentru, ne facem grijă pentru trăim. Nu, Alesia, ia vse, vă smântăiți, un miliard de stop loss și așa de stop loss în cosmos. Dar este. Da, vorbim de stop loss și de profit. Eu parcă văd pe domnul Mihai Frunze, cum evident, analiza tranzacțiilor, special uși. Am testit. Aveam ce aveam, eu testie, aveam și eu prima. Contă siguranță, dar mi s-a spus eu că stop loss trebuie să spună, eu direct nu iubesc, nu iubesc pe un stop loss, o take profit o mai pun, dar stop loss îmi face eu că îmi place și mai între tranzacția. A văzut că merge bine pe astea, e frumos, cum zic, coloat, dar știu că trebuia cu
01. Mai văd, mai spui, dar eu aduc. Nu-i bună. Tu mă văd la 20 dimineața, eram vânătă pe față. Domnica, ce spart? Iar dumneavoastră, doamnă Tatiana, de câte ori v-am spus? E cont asigurat, conta. Și eu, dumneavoastră, n-am spus stop loss, unde vă stop? Eu ce, tranzacționez doar încă asigurarea? Ei bine, m-a ajuns spiu, dar doamnă Valentina, unde ne trebuiește nouă? Bine, dar am deschis-o pe Forex, am deschis, dar nu, nu-mi place, adică vreau ceva, mă mănânc, vreau să fie, știți? Nu sunt sigur, dar să fie, de data asta apreciez că nu, spiu ăsta nu-ți duc și contra mea. Iar mai deschid, deschid cu unul, merge frumos, un bon, 1000, 2000, profit, super, mai deschid. Când se duce spiu și faci corecția, iar domnul Mihai mă prins la analiza tranzacțiilor. Dar până vine domnul Mihai, ce-ți fac? Soțul nu știe că eu tranzacționez pe contul meu. Adică, o sunt fină. El ai drogat nevoie de susținere. Ia paharul de șampanie și eu paharul de vin și toată noaptea. Două zile, dar în schimb, tranzacțiile s-au închis în fratele. Ia da, așa e experiența mea. Două zile. Am urmărit piața, dar emoții, da. Într-adevăr, aici emoțiile sunt frumoase. Asta a fost cel mai mic equity care l-ați atât. Pentru că eu era la minus. Marja minus. Era tot. Nu, nu, nu. Era câteva sute, undeva la 100, 1000, ceva de genul. La equity, cât o mai rămas. Nu, era de câteva sute de dolari. Nici câteva sute, nici că am făcut o reinvestiție odată. Adică nu, a fost frumos. Dar, în schimb, eu am căpătat niște experiență. Eu nu o așa l-am învățat. Așa e volatil instrumentul ăsta. Dar nu, Forex e frumos, el da merge ca el. Nu. Dar aici trebuie să iai profit. Adică trebuie să simți adrenalina asta. Că eu lucrez, dar nu lucrez degeaba. Trebuie să fac nimic. Și am dat 6 euro în alt, toate frumos, dar eu rep, cine e de trader? Parcă am văzut că e cotația cum trebuie, adică tendința. Dar eu leac pe colecție, leac acolo câteva puncte, centru și... Și așa așa am făcut și eu prima mea perioadă. Eu leac așa, cât de cât, știți, streac pe mine. Și am deschis pe euro în alt. Da, și am deschis pe colecție. Și vă leleu, doamne, și aici. Am așteptat câteva luni. Am închis în profil. Și adică, iar. Acolo s-au făcut toate loturile. După greșeala, intrarea de corecție și atunci s-a început laptele. Da, nu. S-a început laptele, pe mine și sunt de laptele, dar pur și simplu deja pentru că pideai. Pideai de la mea, frumos. Și a spus că dacă a făcut o corecție, des mai într-o leagă în sân, că totdeauna se... Urmărea, nu o caldare și laptele. Să iau profilul și acolo îl duci în baie și nu o să duci. Dar eu nu vreau să accept minus, că eu sunt și iată așa, dar ce înseamnă, ce poți învăța din lucrul acesta? Înveți cât adevăr și tot timpul spun la trebuie mie, volum. Adică prin experiența pe care am trăit-o eu, am trecut-o eu, sunt doar două zile și pe cineva să mă chinui în spate. Adică, într-adevăr, respectați volum. Faceți analiza tranzacțiilor și nu intrați pur și simplu o leacă să luați câte ceva. Mai bine luați ceva mai lung ușor, dar pe perioadă mai lungă de timp. Da. Adică de asta volumul este foarte important. Așa că experiența de la fiecare este binevenită, toate că de foarte multe ori domnul Mihai spunea, foarte multe ori la lecție, adică volumul, nu intrați pe corecție, adică analizați tendința, este foarte important. Dar clar că noi nu ascultăm, învățăm doar prin proprii greșeli, adică făcând analiza tranzacțiilor și având emoțiile, când rămânem fără marjă, practic am rămas fără marjă aici. Țineți-mi de situația mea pe CAC 40, când eram la stagiere. Cum spune doamna Tatiana, e doar puternic la mele. Noi analizam CAC 40 și acolo în grafic de o zi se forma un vârf dublu și așa mare, frumos și noi din timp trebuia să-i dăm său, că nu trebuie de așteptat străbaterea figurii. Său dat cu două loturi pe CAC 40 și el se ridică în sus și acolo parcă începe scanul. Său cu două loturi. Merge puțin la jos, la
ajunge până la primul sel și iarăși se ridică încă două loturi în sel și avem, nu mai rămânea marjă, dar oricum de tot de midiere nimeni nu am ușa să meargă. Deci de-am nu ajungea marjă și de-am tot deschideam tranzacția cu un lot și ultima tranzacție am deschis-o cu 0,5. Pe total pe CAC 40 erau 7,5 loturi în sel și el se ridica în sus. Și de acolo zic, gata, sau ard, sau, da, lact. Nu, că eu trebuie să tranzacționez în metoda medier, eu doar sunt sigură pe analiza mea. Și până într-un final am intrat în lacăt, în lacăt am stat un an și vreo 4 luni. Da? În loc de pandemie, că nu era să mai lucrez în sălu. Am ieșit din lacăt după pandemie, țineți minte, în iunie 2020. Problema e că vrem sau nu vrem să suntem ceva. Nimeni nu s-a așteptat de la pandemie, nimeni nu s-a așteptat la război, nimeni nu s-a așteptat, dar haideți să recunoaștem. Este o creștere a prețurilor și după ce cresc prețurile și ajung la un maxim, oarecare o să urmează o criză. Asta toți cunosc. Și iarăși, noi ca traderi, noi decidem de care parte a monedei vrem să fim. Vrem să plângem sau vrem să vindem batiste, da? Vrem să plângem că totul e rău și prețurile sunt ridicate și nu avem ce să cumpărăm încă 2 litri de benzină sau vrem să facem bani pe asta și să cumpărăm cele de benzină. Așa că doar posibilități și oportunități să avem zi cu zi, fiind în trading. Alții de ce aici vă lăsați, probabil, ții minte că volatilitatea e cu totul alta acum. Adică ea o să fie tot mai mare și mai mare, adică de atât dacă volumile piață se măriesc. Dar noi facem profit pe puncte, adică cândva, dacă proiecțiile normale peste 10-12.000 de puncte, le faci 20-30.000 de puncte și acum ai acta 60 și ceva, 70 deja și poți fi și 100.000 de puncte. Asta seara și impulsor și așa la și euro-dolar, cândva, când început să spuneți mai era pe zi 15-20-30 de puncte, dacă le făce, era bine. Acum el are 120-160 volatilitate zilnică instrumentul. Dar noi nu facem profit pe ei, noi nu ne interesează, noi facem profit pe puncte. Și asta este doar spre mine, adică se poate făcut mai mulți bani acum pe celeași instrumente care erau cândva. Volatilitatea este mult mai mare. Și asta totuși tot o să crească și o să crească, diferența de procentual. De instrumente, într-adevăr, pe piața Forex mai puțin interesant, dar asta iarăși depinde de fiecare din dumneavoastră, din temperament. Dacă vă place, eu știu, cu euro-dolar, iena cu dolarul, iena japoneză, dolarul franc, ceva mai... Ce ca șeful este asta. Dacă nu vă place interesant de case care merg calculat sau după o prognoză oarecare, poftim ca că sunt welcome, permanent vă așteaptă. De fapt, asta se observă și după alte momente a noastră, cum noi în viața de zi cu zi le facem. Țineți minte că n-am nimerit în accident. Și domnul Eugen Ovidiu spune, cum tranzacționez așa și mergi? Așa e pe hartă, cred că indicat 30 și tu aveai 100... 120, domnul, că când ești la fața locului, zic, dar m-am plinată. Era 25 decembrie și era zi de liber. Și noi ne-am stăs la altrui să jucăm cășplou cu colegii. Și era rândul meu să mă duc la ProTV să-i filmăm, să dăm o analiză și o prognoză. Și de la altrui, cum zburam spre ProTV, repede, să nu pierzi ciocul. Și eu am făcut două mai. Am ieșit la depășirea, evident, cu viteză și o depășire, a doua depășire și a treia era gaură. Și chiar în gaură aceea se dau și a treia oară. Și am început să pierd controlul volan și am lovit într-o mașină și într-o mașină destul de scumpă. Cum era să o cunoaște cu domnul acesta? Da, cum era să o cunoaște? Cum știți cu deasă de astea? Bun, bărbat, așa, treabă, apropo, că tot de-a lui deja trei tranzacționează la noi. De la video security angajat. Dar bravo băieț! Ce crezi că e la schitare? Dacă aș fi să aleg alte echipe în care ar vrea să lucrez, aș vrea acolo. Schitare mi-a plăcut de domnul ăsta care este
trăiești și aduci și spirit ăsta și în echipă. Adică și pe tine și motivează, nu ăsta în grup. Și da, dar veniți, da, nici probleme, veniți, noi vă așteptăm. Hai, te-ai venit voi. Și apoi și de voi mă mea și apoi la și avem băieți de la ei care ne vaccinează. Eu vreau ca voi v-ați strâns, cred că ați mai strâns niște concluzii. Vreau să vă doriți una la alta câte ceva. Dar e de jur, așa, un cuvânt nu trebuie să spun poezie. Poezie spune bărbații mai acasă. Cel puțin un cuvânt îndrăzneț. Sau de ce sentiment ar trebui, sau ce calitate. Apropo, vrem să vorbim și despre niște sfaturi. De-aia voi găsiți asta pe internet. Da? Am zis să vă povestim din experiența noastră. Pur și simplu, cine vine în cap, ce e să vă rezerte. Top 20 de sfaturi ale femeilor milionare sau 100 de obiceiuri ale femeilor cu gândire de milionare. Voi să le găsiți pe interes și pe YouTube și pe unde vreți și pe Instagram. Sunt niște lucruri de bază la care, dacă, iarăși, revin la ce, dacă sunt bani și sunt posibilități, întâi trebuie de creat posibilități, de leagă de lucra, de creat posibilități, ca după asta să-ți poți crea condițiile cele care te dezvoltă. Aceeași, că să te trezești dimineața la 5 dimineața și să-ți faci ai o oră pe tine de meditație, de yoga, de sport, citit, scris, agenda, până să te trezești toată lumea. Asta, într-adevăr, ajută foarte mult la existarea noastră interioară, dar de acolo vine tot. Stai să te gândești, de acolo trebuie să pornești, să te dezvolți, să te crești, pentru că dacă în interior e bine, și dacă mai suntem noi femei și avem familie, și dacă acasă e bine, dar iar și acasă depinde foarte mult de starea femeii, cum este în interior, ca asta să simte, de acolo vine centrul energetic, femeia este. Și ca să reușim să avem timpul ăsta pentru noi, nu oricine poate scoală și dimineața și să vorbească cu cosmosul. Cine aude? Dar nu tot o facem. Ei, am uși așa să mă duc la lucru toată ziua, așa să fiu obosit, să mai dorm o leacă, măcar am mult dorm, să-l dă important, să-l dă cum se zice. Nu e aceeași, nu-i farmică, dar când ajungi să cauți, oare ce pot să fac eu mai mult pentru mine, că eu să devin mai bun? Atunci când este o stabilitate, este un echilibru, este în primul rând o libertate financiară, să zic, că la toți e diferită, cuiva trebuie un milion să sunt liber financiar. Cuiva e ajunge și 5.000 de euro pe lună, de exemplu, oricum e ok, ei se limitează. Și cineva nu, mai inventează de colecții de... Da, spate ghireat mașini, fiecare dată diferit de încercat, care așa că de repede merge. Și nu, e tot fel de dorit spate inventat, banii, într-adevăr, trebuie să-i căpim repede. Astea sunt niște sfaturi standarde, practice, da, de rutina noastră de dimineață, cu ceea ce începem ziua. Să bem apă mai mult, să facem sport, dar le știm, da? Toate dintre noi le știm. Să citim cel puțin 30 de minute zilnic, asta tot foarte mult. Cel puțin eu am simțit pe pielea mea, dar iarăși am putut să acord atenție și să mă bucur de momentele astea, doar atunci când am creat un flux financiar, o stabilitate, care și nu stau să-mi fac griji de momentul acesta, să stai gândul acolo. Asta, deci fluxul financiar trebuie să fie ca un râu care curge mereu. Și noi de fiecare dată putem lua de acolo proaspăt. Și nu trebuie să mintem voi, că odată ce ai făcut talan de acumulare și ai stopat, ca prietenă dumneavoastră, deci pe jos să-i strângem acolo, începe apa și faci când stă. Începe să buhlească. Așa și banii se devalorizează, nu mai sunt buni, nu miroase bine. Trebuie să fie de timpul alții. Trebuie să aducă bani. Da. Cu cât fluxul este mai mare, viteza lor este mai mare, cu atât mai mult vin. Și atunci și alga râului se mărește și trebuie să ne diversificăm și veniturile. De asta să fiți un râu și nu creați lacul de acumulare, el trebuie să fie. Dar lărgim râul mai bine decât scriem lac de acumulare, pentru că dacă nu ar fi circuitul banilor, la fel ca circuitul apei în natură, nu ar exista viață, nu ar exista sistem financiar, nu ar exista dezvoltare, nu ar fi inflație, nu ar crește, nu ar fi general, nici grafice, nici nimic, nu ar fi economie. Noi trebuie, deci banii trebuie să circule de la o persoană la alta, de la o entitate la alta, de la o țară la alta, de la o companie la alta, toate bune așa. Adică noi avem un serviciu sau un produs, altcuiva care are nevoie de serviciul meu, celălalt trebuie să ofere altceva. Știam depinde care și cum depinde de valoarea lui, ce oferă și ce cere, ce preț. Era tot o istorioară,
A, un bărbat motivator din ăștia, de Instagram. Cum am prins-o? Băiat, zici că ultima, văd o fetiță care vinde un tablou cu un bulldog. Și-o zic că așa era de drăguț și eu întreb, cât costă? Și el spune 5.000 de rubli, îmi pare că. Și-o zic, de ce așa de ieftin? Ei, dar și e așa de valoros la dânsa? Doar 2-3 săptămâni mi-a luat să-l desenez. Și-o zic că, hei, eu trebuie să-ți demonstrez că el costă mai mult ca tare. Cât valorează timpul tău, cât îi demonstrez cât valorează timpul tău. Și-o cumpărat tabloul de la dânsa și l-a postat să-l, i-a spune la un prieten de lui, uite, sfeci și bulldog frumos am eu. Și i-a arată tablou și zice, da, destitrină cu tui, e tot de cuști nu dar eu știu, știu, fiță, și el ținat, i-a zis că să-l fac oricum frumos, mă rog, e unic lucrarea. Și zice, da, cât te-ai dat pe dânsă? 50.000 de rubli. Serios, așa, ieftin. Și-o roagă pe dânsă și în două zile a visenat altul. Era motivația deja. Deci timpul eu devenit mult mai valoros. Și ea, într-un timp mult mai scurt, a fost prețuită mult mai mult. Asta depinde de noi cum ne punem prețul. Și aș, cineva, dar mediu hotărât să devină medic-stomatolog, ca să câștige mai mulți bani. Cineva vrea să fie director de bancă, un muncit până a ajuns acolo, iar și pentru că cineva vrea să fie trader, pentru că vrea să facă mai mulți bani. Cineva de acord, dar eu n-am să pot. 7.000 de lei sau 10.000 de lei, iarăși, e bun așa. Pentru că, dar și pot să ofer eu sau și pot eu să dau, cum eu nu știu, dar ce am vrei, ce am muncit la dânsă 2-3 săptămâni. Iar depinde de fiecare ce valoare. Și atunci s-a oprit unde cineva de tăi, cineva mai mult atrage la dânsă, dar cineva mai puțin atrage. Totul depinde de cum ne punem noi de prețul nostru. Așa că sfatul este să nu uitați să fiți fericite, să vă prețuiți, că de acolo vine tot. Ne punem valoarea noastră și atunci și toți cei de jur o să ne aprecieze. Sunteți gata să vă spuneți o felicitare de pe jurul nalată? Simplu, rău să începe. Sănătate! Da, și să vă rugăm niciodată în spatele cuiva. Să vedem că noi tot putem și noi tot știm și noi nu ne pierdem chiar dacă suntem fără ei. Chiar dacă suntem femei și ce face femeia, mai nimic, cât curat și uneori copii. Dar mai știu noi faci și bani, mai nimic, cât curat și uneori copii. Da, 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 cu poezia asta, cu schimbă după ei și drum, și lume. Da, în primul rând, dacă o să fiu curajoasă, deja o să fim optimist. Deci dacă mai ai curaj, mai ai și optimism. Asta nu mi-e, trebuie să nu ne dăm să fim bătute, să păstrăm curajul. Da, știți, avem două sentimente care ne conduc. Unul e curaj, unul e frica. Depinde de noi ce alimentăm. Adică dacă alimentăm curajul, dar nu-ți mai este frică de nimic. Pur și simplu numai când te gândești. Pentru că frica asta e un sentiment, dar dacă, asta nu s-a întâmplat, este că în definiție e anticiparea durerii, frica. Dar cum, de ce neapărat trebuie să anticipăm că o să fie rău? Hai să anticipăm că o să fie bine și o să ne iasă bine și o să fie... Adică, și fiecare tranzacție trebuie să fie deschis cu scop de a face profit. E vaja, să închidem profit. Scopul era să închidem profit. Înseamnă că următoarea cu siguranță să fie închisă în profit. Voi sunteți femei curajoase și știți multe cuvinte frumoase. Dacă vă rușinați, nici o problemă. Să vă rușinați și vorbim. Nu de nevoie, știți că frica de a vorbi în public e una dintre cele mai mari frici ale omului și asta dacă o depășești, atunci multe altele se depășesc. Fiecare dintre voi, atât de unic, da, nu poți opri pe urmă, fiecare dintre voi e unică și specială și atât de mult ne aveți în interiorul vostru atâta bucăție și cu siguranță ies ceva minunat de acolo. Vizând toate cele spuse și toate lucrurile bune spuse despre femeia cu mascara. Eu vreau să doresc ca oricum suntem puternici și la cât puternici și când o să ajungeți acolo sus, unde sperați și unde vă așteptați să ajungeți, eu vă doresc să nu uitați de feminitate, în primul rând, și să nu uitați de acel eu din interior, care trebuie făcut fericit. El să fie. Da, să vă știe din jurul nostru și să fie fericit.
Exact. Eu aș dori tuturor armonie, creier, suflet, inimă, cei din jur și perseverență. Da, așa, să avem ochii larg deschiși atunci când fluxul oportunităților trece pe lângă noi. Adică, cum spuneți dumneavoastră de râvă și ăla, deschide gura, vin un zi de amnă. E o de aia, de domnul. Da, nu mai te uiți într-o parte. Foarte frumos, da? Da, dacă e rece, da, dacă e dulce, să ai sărat. Trece, șanghina, și tot trece. Da, da, dacă gust. Astăzi e sărbătoare, totuși masterclass în alt stil, v-ați văzut că e într-un stil mai special. Cei care sunt prima dată la masterclass, apropo, îmi parcă este cineva. Să știți că nu e fiecare dată așa, că pe domnul Cornel, bine tot, vreo 7 ori eu spus că sunt primatica asta, e ghizeză și ce vorbiți până acum? Acum asta e dala. Eu uitându-mă aici, eu sper că copiii nu ești la dietă. Nu m-ar mira dacă ar sta după ușă. Deja au fost acum, seara au fost că o să vă fie tare vesea. Mă îngroate aici. Domnul Cornel? Da. Eu îmi trai răbă să spun ceva. Ei astăzi toți au spus, dar de ce nu așa ceva nu s-a făcut? Cum crezi? Cine a spus? Cum v-a organizat așa? Pentru că voi nu vă întreb. Dar e bun că am este la masterclass. Dar cum credeți? Ce ar trebui să mai adaug? Eu cum am vrut, așa am făcut. Și cum s-a primit, așa este. Adică, la noi, în apropierea sărbătorilor, sărbătorii deoparte, masterclassul permanent este dedicat femeilor. Dacă ne ținem noi minte, 2019-2020, 2021 și 2022. Nu știu cum au fost făcute anterior. Nu știu, nu știu. Eram deși trader, dar nu am avut o ocazie. Era un simplu masterclass la care mă chema uneori, mă chema uneori, mi-am nechemată. Pentru că așa nu m-a sunat să mă cheme. Eu mă auto-chemam singur. Da, îți place. Poate asta e, suntem ca niște bărățești, te întreb și orice informație ne prinde. Pe urmă, deja înțeleg, asta am auzit, asta știu. Dacă vezi că te plictisești 20 de minute, 30 de minute la un masterclass, gata, restul o oră, practic, cei ce deja știi, atunci mai las locul, mă rog, pas că o geau, că ești deja, ești bravo, vină la analiza tranzacțiilor cu lista de